Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 22 mai, 28 mai. Este o săptămână în care aveți soarele în gemeni, Pluto este într-o opoziție cu Marte, dar vă influențează prea puțin. Voi puteți valorifica această opoziție. Neptun cu casa voastră, Saturn într-un aspect benefic cu Venus. Haideți să vedem ce va aduce această săptămână pentru voi, pentru pești. Aveți cum judecata, renașterea, trezirea morților. Am putea spune că sunteți în fața unei schimbări foarte importante. Gândiți această schimbare, nu este o schimbare care vine la voi, este o schimbare pe care voi vă doriți. Voi vă vedeți într-o situație în care nu v-ați atins menirea voastră, nu vă simțiți bine în poziția voastră și vă doriți această schimbare. Poate o schimbare de profesie pentru unii, poate o schimbare de relații. Este o schimbare importantă pentru voi, pe care o analizați și o veți decide această schimbare, astfel încât să puteți să fiți aproape de a răspunde când îngerul va suna din trompetă, adică să vă atingeți cumva menirea voastră. Și iată, în poziția voi sunteți în acel moment de gândire, de analiză. Analizați o relație, analizați o situație. Vă dați seama că ați fost trădați. Patru de spade vine după trei de spade. Deci, da, acest aspect de trădare pe care ați trecut peste ea, dar acum vreți să vedeți de ce ați fost trădați. Vreți să analizați această situație și, bineînțeles, vă dați seama că ați avut și voi anumite greșeli. Și puteți să aveți păreri de rău, regrete, că n-ați observat că celălalt vă trădează. 9 de monede arată, am putea spune, bani pe care îi primiți. Bani care vă dau o stare de bine. Este vorba de un hobby, de o creativitate. Ceva care este cumva cu un aspect misterios. Și vă aduce acești bani misterioși, bani pe care puteți să-i investiți în voi. Lux, bun gust, cursuri superioare, ceea ce vreți să studiați, orice. Deci, acesta ar fi nouul de monede. În schimb, regina de cupe, vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, în rac. O femeie sentimentală, sensibilă, romantică, preocupată de trecut, de relația cu părinții, de antichități, o femeie care este schimbătoare și poate să călătorească cu voi. Poate este vorba de o călătorie. Plecați într-o călătorie scurtă și veți comunica cu această persoană. Sau studiați cu această regină de cupe. Deci este o relație care se stabilește între voi și această regină de cupe. Resurse, bunuri materiale, loc de muncă, sănătate și carieră. Am putea spune că voi, legat de resurse, de bunurile materiale, s-ar părea că poate vreți să achiziționați ceva și vă revedeți cu o persoană, cu o persoană pe care o cunoașteți din trecut. Această revedere vă dă o stare de bine, fiindcă este vorba de resurse, de bunuri materiale, orică vreți să faceți un schimb, orică, eu știu, vreți să investiți în ceva, voi o să reîntâlniți o persoană din trecut și vă aduce bucurie această persoană din trecut.
dar la locul de muncă trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă aveți o pierdere. Fie că sunteți furați, fie că se întâmplă ceva. Un 5 de monede asta arată o pierdere. Fie că nu mai aveți clienți și afacerea începe să nu mai meargă. Sau este legat de sănătate, unde la fel sunteți obligați să dați niște bani, bani în care îi dați, dar nu știți dacă vă faceți bine. Deci este cumva această tentă de a pierde ceva. Roata norocului. Voi vă doriți în carieră să aveți noroc. Să vă surâdă și vouă norocul. Această roată să se învârte și pentru voi în sens de creștere. Dar niciodată nu puteți ști dacă ea va fi în sensul de creștere sau descreștere. Aspectul este, ar trebui să încercați să vă aduceți această noroc, să vi-l apropiați, adică să vă doriți ce este drept, ce este adevărat, ce este posibil, să fiți corecți în ceea ce faceți, să vă ascundeți scopurile și să vă protejați, dar și fermi în tot ceea ce faceți, ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Și veți primi în final cheia puterii în palma voastră. Acesta ar fi sfatul pentru roata norocului. Comunicare, contracte, relații. În comunicare voi aveți persoane cu care comunicați, vecini, veri, frați, surori, dar aceste persoane vă contestă un bun, vă contestă munca voastră, vă contestă un merit al vostru. Deci acesta este aspectul comunicării. Ei vă comunică, dar de ce trebuie să ai tu bunul respectiv? Dar de ce trebuie să ai tu acest loc de muncă? De ce vrei tu nu știu ce? Da, deci cam acesta am putea să ne gândim la această contestare pe care nu puteți să o schimbați, adică ideile acestor persoane nu veți putea niciodată să le schimbați. În schimb, doiul de spade arată că legat de un contract, o asociere, vi s-a pus în față o alegere. Alegeți între lucrul ăsta sau lucrul ăsta, două lucruri identice. Două drumuri identice, două aspecte identice, două persoane cu o importanță identică pentru voi. Am putea spune că preferați să nu faceți nicio alegere, preferați să lăsați totul la decizia divinității și sunteți într-o perioadă de stagnare, de așteptare. Voi asta faceți, așteptați. În schimb, magicianul în relații v-ați hotărât să țineți această situație sub control, să vă atingeți scopul. V-ați fixat un scop și vreți să-l atingeți, să vă atingeți acest scop. Sunteți capabili să vă atingeți acest scop cu magicianul în aceste relații, fiindcă vă puteți folosi ideile, gândirea, mentalul, creativitatea, sentimentele, relațiile și chiar energia, vitalitatea și, bineînțeles, nu în ultimul rând, bagheta magică care vă ajută să manipulați situații sau persoane astfel încât să vă atingeți scopul. Familie, cămin, schimbarea, transformarea și sacrificiul vostru. În cămin, în familie, aveți această, să zicem, mare preoteasă, care arată că puteți să comunicați cu o persoană din familie care, sau din trecut, o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac sau în scorpion, dar este o femeie intuitivă, o femeie care știe să vă facă să îi spuneți secretele, știe să vă afle secretele. Este o femeie care, dacă vă cunoaște secretele, este capabilă să le folosească. Nu se va da înlături de la acest aspect de a vă folosi
secretele. Este bine să nu vă puneți secretele la dispoziția ei, fiindcă ea le va folosi. Deci, acesta ar fi aspectul cu această mare preoteasă. În schimb, adică veți regreta faptul că i-ați spus un secret de-al vostru. Dacă voi puteți să-i aflați un secret de-al ei, este foarte bine pentru voi. În schimb, transformarea este chiar în voi, prințul de cupe. Dacă sunteți bărbați, voi sunteți cei care vă transformați, vă schimbați. Din acel curtezan care nu se uită niciodată la bani, vreți să deveniți un călător, o persoană care să-și arate sentimentele, iubirea și vreți să aduceți această schimbare în viața voastră, să nu mai fiți percepuți probabil ca un curtezan, să fiți percepuți ca un om sentimental, sensibil, romantic. Pentru o femeie vorbim la fel de o schimbare care apare în relația cu un bărbat cu ascendent zodie în pești. În schimb, sacrificiul este să dați piept cu acest războinic, este un prinț de spade, un războinic crud, care este capabil să vă creeze probleme, să vă rănească, sufletește vorbind, să vă jignească, să vă insulte. O persoană care își dorește neapărat să obțină ceva de la voi și nu se va da înlături de la nimic. Deci, din a vă crea o suferință. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri. Și dacă v-a plăcut sau dacă vă ajută, puteți să vă abonați, puteți să dați un like și vă mulțumesc!